Bună ziua, noi vă salutăm prezența. Pentru toată lumea am să rog să vă prezentați și să treceți nemijlocit la prezentarea subiectului. Da? Mulțumesc mult. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai comisiei, am onoarea să vă salut. Sunt Bogdan Zumbreanu, șef al Direcției Generale Urmăririi Penale al Centrului Național Anticorupție. Înainte de a procede la prezentarea proiectului meu privind activitatea și funcționarea CNA în următorii 5 ani, aș vrea pentru început să motivez decizia de a participa la acest concurs și să vă spun că, în primul rând, ce m-a determinat să mă înscriu în această competiție este faptul că îmi pasă de viitorul acestei instituții. Pentru că din cei 16 ani de carieră în jurisprudență, 14 ani și jumătate am dedicat activității în cadrul CNA. Am fost și procuror, și ofițer de investigații, și de urmărire penală, funcții în care am acumulat experiența pe care aș vrea să o valorific într-un eventual mandat de conducător. În cazul în care proiectul meu va fi apreciat de domniile voastre și colegii din Parlament, voi avea șansa să întorc statului și celor care mi-au fost mentori investiția făcută în mine ca și specialist, având încrederea că pot să perpetuez lucrurile bune începute la CNA și să aduc elemente de modernizare în funcționarea instituției. Inițial, intenționam să mă prezint în fața domniilor voastre cu un discurs despre importanța prevenirii și combaterii corupției și despre aspirațiile cetățenilor Republicii Moldova de a trăi într-un mediu liber de corupție, punând la bază argumentelor mele prevederile convențiilor europene, strategiilor și planurilor de realizare a acestor strategii. Să vă spun că avem angajamente, în special în lupta anticorupție, pe care trebuie să le onorăm. De altfel, riscurile țării de a reveni la o izolare pe plan extern sunt iminente. Sunt convins că dumneavoastră cunoașteți destul de bine ce reforme și-a asumat Republica Moldova în domeniul anticorupției și care este agenda instituțiilor statului pe seama cărora s-au pus această sarcină. Pe lângă aceste angajamente față de partenerii externi, noi toți avem o responsabilitate față de oamenii care trăiesc în această țară, față de părinții și copiii noștri. Dar am decis să supun atenției dumneavoastră o viziune mai mult tehnică a luptei contra corupției, care recunosc că ar putea plictisi o parte din cei care ne ascultă, dar va trezi cu siguranță interesul practicienilor și, în mod cert, a domniilor voastre, celor care astăzi sunteți puși, care puteți să ne oferiți instrumentele legislative necesare activității noastre. Stimați membri ai Comisiei, activând în cadrul centrului din anul 2002, chiar de la crearea acestuia, am trecut împreună cu colegii mei prin toate reformele și reorganizările care s-au făcut. În 15 ani, 12 reforme. Toate au condus la reducerea treptată a numărului de angajați, la redistribuirea forțelor în interiorul instituției și la schimbarea accentelor. Cea mai amplă reformă s-a produs în anul 2012, atunci când sub egida demolării mitului CCCEC este obiectul business-ului, din competența centrului a fost exclusă investigarea fraudelor economice. Astfel, începând cu anul 2012, CNA a devenit autoritate responsabilă exclusiv de combaterea corupției și spălării banilor. În proiectul de reformă s-a pus accentul pe lupta contra marii corupții, iar ca garanție pentru realizarea acestui obiectiv a fost asigurată independența instituției, fiind transferată din subordine guvernamentală în subordine parlamentară. Într-un timp foarte scurt, CNA împreună cu procurorii au intrat pe zona intangibilă până la acest moment, investigând cazuri de corupție în guvern și agenții guvernamentale și parlament. Suntem la finele anului 2017, an care aduce CNA în pragul unei alte reforme care urmează să redelimiteze clar competențele de investigare a cazurilor de corupție ale Centrului și Procuratorii Anticorupție. Pornind de la dezideratul de Procuratura Anticorupție este instituția apropiată ca format de DNA din România, se preconizează ca toată urmărirea penală pe cazurile de corupție să fie efectuată exclusiv sub egida procurorilor. Ceea ce urmează să se întâmple este transmiterea dosarelor CNA către procurori, iar centrul să devină o instituție care va munci alături de procurori la cercetarea cazurilor de corupție, de orice nivel, în același timp fortificându-și capacitățile investigative operative pentru a furniza informații de calitate pentru Procuratura Anticorupție. Cu această ocazie voi menționa că și până în prezent CNA a fost instituția care a asigurat suport informațional în majoritatea cazurilor care au devenit cunoscute opiniei publice prin importanța subiecțiilor, prin sumele actelor de corupție sau prin impactul pe care l-au avut operațiunile CNA și procurorilor asupra elitei politice. Pentru a fi mai explicit, am să încerc să vă prezint domniilor voastre actuala structură a centrului cu toate direcțiile de activitate și pe parcurs să-mi expun propriul concept de funcționare a instituției în contextul viitoarei reforme. Să vă informez asupra viziunii mele privind zonele de unde izvorăște marea corupție, pe care este necesar să intervină centru și să aduc argumente în susținerea ideii de redistribuire a forțelor în interiorul instituției. Potrivit organigramei CNA și statelor de personal, în prezent în cadrul centrului activează 350 de angajați. Centrul Național Anticorupție are ca sarcini de bază prevenirea și combaterea corupției. Activitatea de prevenire.
care sunt direcțiile generale a activității centrului. Deci activitatea de prevenire, activitatea de combatere. Îmi voi permite o scurtă abatere pentru a anticipa anumite întrebări. Din 350 de angajați pe care are la moment CNA, vorbesc despre angajații nemijlociți implicați în procesul de acumulare și prezentare a probelor către procuror, 130 de persoane efectuează acest lucru. Restul sunt persoane care îi ajută pe ofițerii de urmărire penală și ofițerii de investigații în activitatea lor. Ca să puteți face o comparație între capacitatea numerică a CNA și unele subdiviziuni anticorupție ale Ministerului Afacerilor Interne, am să vă mai dau o cifră. În Serviciul Protecției Interne și Anticorupție din cadrul MAI, pe statele de personal, până nu de mult, erau prevăzut circa 100 de ofițeri, oameni care trebuie să combată și să prevină corupția în rândurile Ministerului de Interne. Deci 100 de oameni la aproximativ 18.000 de angajați ai poliției și puțin peste 130 de ofițeri CNA la o populație de circa 3 milioane de oameni. Un alt segment al activității centrului a devenit activitatea de recuperare a bunurilor infracționale. În discursul meu nu vă mai referi la serviciul de prevenire și combaterea spălării banilor, în componența căruia intră 18 ofițeri, deoarece pe ultima sută de metri se află procesul de decizie privind excluderea acestui serviciu din componența centrului. Activitatea de combatere a centrului. Stimați deputați, în conformitate cu proiectul de modificare a legislației inițiat de Ministerul Justiției, asupra căruia am avut onoarea să-mi expun și eu opinia, competențele de efectuare a urmăririi penale urmează să fie retrase de la CNA și transmise Procuraturii Anticorupție. Aceasta înseamnă că ofițerii de urmărire penală ai CNA vor activa exclusiv sub controlul, la indicație și sub conducerea Procuraturii. Atribuțiile de combatere a centrului se vor concentra întru totul pe acordarea asistenței necesare Procuraturii Anticorupție și anchetarea dosarelor penale, fie că este vorba despre marea corupție, mică sau medie. Pentru punerea în mișcare a acestui nou mecanism de funcționare a centrului, într-un mod operativ și eficient, este necesară o reevaluare a cadrului normativ intern și a structurii CNA pentru a le ajusta la normele care vor intra în vigoare. Împreună cu Procuratura Anticorupție urmează să fie elaborate acte interdepartamentale prin care să fie reglementate un șir de proceduri de conlucrare care derivă din contextul următoarelor modificări. Unele rectificări sau amendamente legislative sunt privite diferit de cei din exterior și care fac legea și așteaptă implementarea ei și cu totul de o altă manieră de oamenii care trebuie să implementeze această lege. Vor apărea probleme tehnice care vor impune o abordare meticuloasă și responsabilă. Ori aceste detalii, de cele mai multe ori, generează principalele obstacole în realizarea reformelor. De aceea consider că cel care va veni la șefie CNA urmează să dea dovadă de profesionalism, responsabilitate și, de ce nu, și principialitate atunci când vor fi analizate absolut toate detaliile care vor pune în funcțiune o nouă modalitate de gestionare și desfășurare a activității centrului și Procuraturii Anticorupție. Acest lucru trebuie făcut imediat și vor intra în vigoare noile modificări pentru a evita încetinirea tempoului activităților celor două entități, dar și pasarea responsabilității între aceste două organe. De aceea optez pentru o delimitare clară a competențelor Procuraturii și CNA, pentru că doar așa fiecare instituție își va face treaba cu dedicație și responsabilitate. Explic mai tehnic. În cazul în care vor fi operate modificările despre care am vorbit, prin care toată urmărirea se va desfășura sub conducerea, controlul și indicația procurorilor, circa 900 de dosare penale urmează a fi transmise procurorilor anticorupție de către CNA. Ulterior se va conveni asupra modalității de repartizare a materialelor și ofițerilor de urmărire penală procurorilor, evidența dosarelor, responsabilii și modul de gestionare corespondenței, arhivele, materialelor și cauzelor penale, corpurilor delicte și multe chestiuni care la prima vedere par a fi însemnate. Până la operarea modificărilor respective, viitorul director al centrului are misiunea de a asigura continuitatea mecanismului și procedurilor de conlucrare cu Procuratura Anticorupție. Fiind preocupați de investigarea infracțiunilor de mare corupție și muncind preponderent pe unele dosare de rezonanță în detrimentul altora, inclusiv pe cazurile din gestiunea Procuraturii Anticorupție, ofițerii CNA au avut mai puține posibilități de a acorda altor încălcări de lege atenția cuvenită. Vorbesc despre acele cazuri, numite de unii experți sau specialiști drept mica corupție. Este acea corupție despre care domnul ministru Justiției a spus, anume ea generează corupția mare. Sunt absolut de acord cu această afirmație și consider că în goana după capetele marilor corupți am comis o greșeală lăsând în umbră nevoile cetățeanului simplu, care se confruntă zilnic cu acele acte de corupție atunci când se ciocnește de birocratizarea procedurilor de obținere a unor acte, de multiplele piedici în sfera de servicii sociale, în educație, sănătate, vamă sau administrație publică locală. Există la acest capitol o explicație care ar fi că ne-am concentrat mai mult asupra subiectelor care erau de interes public. Cineva spunea că a nu-ți recunoaște greșeala înseamnă a greși a doua oară.
Asupra subiectului diferențierii corupției mari de cea mică s-au dat și continuă să se dea cu părerea persoane care, pe care nu prea interesează cu ce probleme vine cetățeanul simplu la Centrul Național Anticorupție. Eu consider că nu există corupție mare sau mică. Există sume de bani mari sau mici, dar fenomenul este la fel de periculos, indiferent de domeniul afectat. Vă mărturisesc din propria experiență, din ceea ce vorbesc cu oamenii în audiență, din nemulțumirile expuse tot mai des în spațiul public. Am constatat că fiecare cetățean așteaptă să îi se rezolve problema sa personală. O spun cu toată fermitatea. Acea corupție cotidiană este cea care îl doare și îl afectează în cel mai direct mod buzunarul cetățeanului de rând. Percepția fenomenului corupției pornește de la contactul lui cu funcționarul corupt. În activitatea de combatere desfășurată de CNA, am constatat și cazuri de corupere cu sume neînsemnate, dar efect major, cum ar fi operațiunea cu reținere în sistemul VAMAL, în cadrul căruia au fost reținut peste 30 de angajați ai serviciului pentru acte de corupție cu sume foarte mici de bani. CNA nu poate lichida corupția într-un anumit domeniu doar printr-o operațiune sau serie de dosare penale. Conducătorii acestor instituții, precum și autoritățile superioare, trebuie să-și facă concluziile respective și să ia deciziile de rigoare, inclusiv prin revizuirea cadrului normativ fertil pentru actele de corupție. Corupția mare este politica unor autorități prin care se creează bariere artificiale în fața cetățeanului și îl pun în situația să dea mită. Atunci când CNA reține un demnitar de rang înalt, consumatorul de știri pe bune blamează aceste activități și realizări, întemeiat spunând ce folos că au luat șeful, că subalternii lui oricum vor cere mâine bani de la mine. Potrivit unui studiu despre costurile corupției în Republica Moldova, pierderile de pe urmă corupției sunt cu mult mai mari decât beneficiile obținute de către părțile actului de corupție. Pagubele de pe urmă corupției nu sunt doar cele directe și imediate, adică doar cele sesizabile la momentul producerii actului infracțional. Costurile totale de corupție depășesc cu mult beneficiile sumare obținute de către beneficiarii actului, reprezentând o pierdere netă pentru societate exprimată nu doar material. Să vă dau un exemplu. Dacă analizăm sumele informale plătite în grădinițe, spre exemplu 600 de lei pe lună de la un copil, fără cadouri de ocazie, o grădiniță cu 200 de copii este egal cu 120.000 de lei pe lună, adică aproape 1,5 milioane de lei pe an. Acum înmulțim numărul grădinițelor și iată ce buget interesant avem. Dar dacă adăugăm și școlile. Pentru a vă da un alt exemplu cum este tratat, cum sunt tratate cazurile de mică corupție în alte state, mult mai avansate în lupta anticorupție. Am să vă dau exemplu Singaporului. Cunosc aceste cazuri din spusele domnului vicedirector, care a avut o întâlnire cu colegii noștri din Agenția Anticorupție, care la un moment dat s-au concentrat pe investigarea cazurilor de mituire a hamalilor din port cu câte 5 dolari pentru a închide ochii la supraîncărcarea încărcăturii care se pune în corăbii. Dar ca rezultat era, deci de ce s-a ajuns la aceste investigații? Se scufundau prea multe corăbii. Aceasta este o abordare de sistem pe care trebuie să o avem și noi, să intervenim în sistem pentru a preveni efectele mult mai dure. Dacă competențele de urmărire penală vor fi transferate Procuraturii Anticorupție, consider că CNA va trebui să intervină mai agresiv pe fenomenele extrem de grave și mari care afectează direct cetățeanul. Intervențiile centrului în anumite domenii au identificat probleme de integritate foarte grave în integritatea managementului din sistemul educației, sănătății, fiscal, vamă, autorități publice locale și centrale. Mare parte a dosarelor instrumentate de CNA și procurori, care depășește în total cifra de 1500 cauze penale la moment, reprezintă corupția la nivel înalt. Rămâne însă o altă parte la fel de importantă, unde problema cetățeanului de rând așteaptă să fie soluționată, mai dur și mai responsabil. Ne-am convins de faptul că lupta anticorupție poate fi eficientă atunci când se intervine în focarul acestuia, la nivel politic și la nivelul managerilor superiori, care încurajează corupția mică, fapt care imediat și direct este resimțit de către cetățenii simpli. Chiar până nu demult au existat voci, inclusiv și din interiorul instituției, care optau pentru transmiterea competențelor de investigare a actelor de corupție mică și medie în organele de drept teritoriale, poliție sau procuratură. Haideți să ne imaginăm așa o situație. Dacă în Chișinău lumea nu prea se cunoaște la fel ca în teritoriu, imaginați-vă cum vor fi investigate cazurile de corupție în raioane, unde pornind de la șeful poliției, al procuraturii, judecătoriei sau primarul, toți se cunosc între ei și sunt adesea în relații de prietenie. Ofițerul responsabil de caz va merge la superiorii săi pentru autorizări și coordonări. Are încredere cetățeanul simplu că plângerea sa pe un funcționar va fi soluționată fără riscul de a fi deconspirat? Dumneavoastră, în calitate de aleși ai poporului, dar și cei care v-au votat, de la cine veți cere socoteală pe segmentul combaterii corupției? De la inspectorate, de la alte instituții locale sau de la CNA și Procuratura Anticorupție?
care autoritatea statului este pregătită astăzi să-și asume lupta cu corupție, dispunând de tot instrumentariul și specialiștii cu experiență de cel puțin 10 ani în investigarea faptelor de corupție. Vă asigur că vom fi prezenți la o pasare a responsabilităților de la o instituție la alta, iar ca rezultat, nemulțumirea cetățeanului și respectiv un eșec în fața partenerilor de dezvoltare. În concluzie vreau să remarc că lupta anticorupție cere o abordare de intervenție în sistemul afectat și în mod obligatoriu urmată de măsurile luate după această intervenție. În lipsa acestor măsuri, activitățile centrului sunt eficiente pe un termen foarte și foarte scurt. Am să revin la sistemul de educație despre care s-a discutat și se discută tot mai mult, că este unul din domeniile afectate de plățile informale, de mita pentru note sau achitările ilegale în tot soiul de fundații și asociații părintești. Chiar astăzi, la Conferința Națională Anticorupție, vom avea un reprezentant al părinților care va pune în discuție problema mitei în învățământ și va prezenta un raport despre banii care se percep în educație, despre persecutarea copiilor și părinților care nu vor să contribuie la acele plăți informale, suplimentare și soluțiile pentru depășirea acestei situații. Am participat și eu personal la ședințele cu părinții care s-au plâns la CNA că le sunt discriminați copiii din cauza refuzurilor de a plăti aceste taxe. Le-am văzut deznădejdea în ochi pe de o parte, iar pe de alta acele reproșuri publice prin care CNA era acuzat că intervine în zona educației acolo, unde salariile sunt mici, iar profesia de pedagog este mai mult o manifestare a sacrificiului decât un îndemn al inimii. Stimați deputați, o societate evoluează doar dacă este una sănătoasă și educată. Nu mi se pare normal că elevii la vârsta de 10 ani deja simt pe pielea lor injustiția și discriminarea. În timp ce ei desenează corupția pentru concursurile organizate de CNA, părinții le pun în găzdanie plicuri cu bani pentru fondul clasei sau zilele de naștere a profesorilor. Nu vreau ca cineva să creadă acum că atentez la nobila profesie a medicilor sau profesorilor și că fac generalizări. Dimpotrivă, am crescut printre pedagogi, iar acum trăiesc printre medici. Am un deosebit respect pentru oamenii care își fac meseria cu dedicație. Constatăm însă faptul că reprezentanții acestor profesii sunt foarte vulnerabili și expuși riscurilor de corupție, deoarece au salarii mult sub nivelul responsabilităților pe care le revin. Adevărul este că unii nu înțeleg că sunt părinți care au salarii mai mici, au 2-3 copii la școală și că perceperea taxei de la ei este o faptă ilegală. Același principiu poate fi aplicat și în sănătate. Am să închei acest subiect cu un gând. Nici o realizare a centrului, nici un funcționar de rang înalt și nici un dosar de trucare a licitațiilor de milioane nu merită lacrima unui copil care a venit acasă cu o notă mai mică, deoarece nu a avut bani să plătească pentru fondul școlii. De ce am străduit atât de mult asupra acestui subiect? Pentru că aceste fenomene, la prima vedere neînsemnate, au generat un efect de intoxicare și degradare a societății. Un efect care ne aduce o generație pentru care mita este un lucru firesc. Iar acești copii, peste câțiva ani vor ajunge funcționari, judecători, miniștri, legiuitori, medici, constructori, ingineri, profesori care vor crește alte generații. Iată ce vom avea noi peste un timp foarte scurt dacă nu intervenim profund în sistemele afectate de corupție. Vreau să trec la capitolul prevenirii corupției, domeniul care la fel ține de responsabilitatea CNA. Reieșind din prevederile legale, activitatea de prevenire se realizează prin expertiza anticorupție a proiectelor actelor legislative, evaluarea integrității instituționale, monitorizarea implementării planurilor de integritate și aprecierea proceselor realizate, elaborarea politicilor, efectuarea analizei operaționale și strategice a actelor de corupție, activități de instruire, educare și sensibilizare. Spre deosebire de activitatea de combatere, care nu poate fi planificată strict, cea de prevenire se realizează în mare măsură matematic, în conformitate cu strategiile și planurile de acțiuni, adoptate pe perioade determinate de timp, având termeni concreți de realizare, responsabili și indicatori de performanță. Recunosc că multe din activitățile Direcției de Prevenire îmi sunt cunoscute mai puțin sfera mea de activitate, ținând mai mult de combatere. De aceea, ca să nu supăr colegii din această subdiviziune că nu le dau activității lor importanța corespunzătoare, am să încerc să-mi expun viziunea mea asupra structurii și competențelor departamentului menționat, asupra formatului în care acesta ar trebui să activeze în cadrul CNA. Să le luăm pe rând. Activitatea de prevenire a corupției este organizată în cadrul a două direcții generale. Direcția Legislație și Expertiza Anticorupție, formată din 3 secții, câte 3-4 angajați și un șef. În componența Direcției Generale de Prevenire mai sunt și subdiviziuni de politici anticorupție, educație anticorupție, instruiri și cea de interacțiune civilă. Consider că toți colegii mei își fac foarte bine treaba, însă cred că ar putea activa puțin în alt format, cu mai puțin șef și mai multe persoane implicate nemijlocit în procesul de activitate.
Direcția Generală Asigurare Integrității, constituită din alte direcții, precum cea de evaluare instituțională, testarea integrității și serviciu asigurare tehnică și informațională. Vreau să mă opresc puțin la acest subiect, la instituția testării integrității profesionale. Acest subiect a generat foarte multă discuție aprinsă. Am instituit testarea integrității profesionale mai dur ca în orice țară. Am vrut să fim primii și unici în felul nostru și, ca și în alte cazuri, în opinia mea, au fost luate decizii fără a se lua în calcul realitățile la zi. Eu am avut și am expus o altă părere referitor la activitatea de testare a integrității, care s-ar fi încununat pe testare întemeiată, dar nu aleatorie, și pedepsire penală și contravențională a vinovaților. Variantă bazată și pe practica din România și pe practica CEDO. Cu regret s-a decis să se meargă pe altă cale, deși activitățile de testare a integrității, în opinia mea, se intercalează mai mult cu activitatea specială de investigație. Dacă acest subiect prezintă interes, am să vă dau detalii la rând de întrebări. Însă, din păcate, după ce s-a investit atât de mult în această activitate, elaborarea mai multor variante a legii, instruiri, crearea de subdiviziuni aparte, salarii angajaților, elaborarea de softuri, judecători specializați, nu cred că mai este cale întoarsă. M-am expus și repet că personal consider disproporționată maniera de ingerință și efectul juridic al testării integrității în raport cu procedurile de combatere a fenomenului infracțional și cel contravențional. Opinia mea față de acest subiect, dar față și de altele, m-a costat multe reproșuri că aș fi avocatul corupților și că nu aș avea curajul să intervin în forță în unele domenii de genul îmbogățire ilicită, confiscare extinsă și că nu aș fi de acord cu testarea integrității. Dimpotrivă, sunt de acord. Dar cred că trebuie să o facem într-un câmp constituțional și cu alt efect. Acesta mi-a fost principiul de care m-am condus în activitate și am încercat să-l transmit subalternilor mei. Niciodată nu am ales să merg peste norma legală. De fapt, asta și face diferența dintre noi, cei care purtăm epoleți și cei care încalcă legea. Ne-am asumat o luptă în care am ales să luptăm după reguli. De aceea eu nu sunt adeptul luptei cu orice mijloace. Ori asta înseamnă un stat de drept. În ceea ce privește activitatea celorlalte direcții și servicii care se ocupă de instruirea funcționarilor, educația și interacțiunea civilă. Am și aici o opinie separată, fără a atenta la importanța misiunilor. Sunt convins că muncesc cu dedicație și munca lor nu este în zadar. Totodată însă mă întreb, oare Centrul Național Anticorupție este instituția care trebuie să implice atâtea forțe ca să le spună funcționarilor, majoritatea cu studii superioare, că nu au voie să ia mită? Atunci când au fost angajați la serviciu, nu au știut ce este legal și ce nu este legal, sunt părtașul acțiunilor de prevenire a corupției pentru că e mai bine să previi fenomenul decât să-l combați. Însă în condițiile în care, din an în an, numărul ofițerilor implicați în combatere a fost redus, iar pe de altă parte, așteptările societății față de CNA au crescut, lupta contra corupției fiind pusă ca problemă națională, mi se pare un lux să irosim resurse umane bine pregătite pentru prevenire în detrimentul combaterii. Reieșind din acest argument, consider că este necesară o fortificare numerică a domeniului investigativ-operativ, repartizând funcțiile în domeniul prevenirii în corespunde cu exigențele societății față de Centrul Național Anticorupție. Un segment nou al activității CNA, formalizat prin crearea unei subdiviziuni, este activitatea de recuperare a bunurilor infracționale. Agenția de recuperare a bunurilor infracționale a fost constituită acum câteva luni, la baza creării ei fiind pusă necesitatea restituirii bunurilor provenite din infracțiuni. Prin fondarea acesteia s-a făcut un pas foarte important. La proiectul de lege au muncit oameni din CNA și experți străini, iar rolul și așteptările de la această agenție de pe acum sunt foarte mari. Activitatea ARBI este abia la început de cale și nu mi-aș dori să mergem pe o pistă greșită. Ori activitatea agenției este un capitol de la care de la viitorul director al centrului vor fi cerute rezultate concrete. El va fi primul responsabil de succesele, dar și de insuccesele acestui proiect. Argumente privind lipsa procedurilor interne și mecanisme de colaborare vor fi privite și apreciate mai mult ca niște scuze și lamentări decât abordări tehnice. Modificările de ultimă oră alterate la cadrul legal al activității agenției vin să optimizeze viitoarea ei activitate. Vă aduc la cunoștință că angajații ARBI s-au întors recent dintr-o deplasare, în cadrul căreia au negociat, sper cu succes, conectarea agenției la rețeaua polițienească de schimb de informații Siena, care este un canal securizat de schimb de informații, principal important și necesar activității de identificare și recuperare a bunurilor infracționale. Sper că în curând vom avea posibilitatea să beneficiem de posibilitățile acestui instrument, utilizarea căruia vine să faciliteze investigațiile pentru stabilirea profilului financiar al subiectului supuși investigațiilor, inclusiv și în calitate de beneficiar efectiv ai bunurilor și mijloacelor financiare de peste hotarele Republicii Moldova. La moment, pentru asigurarea activității agenției, se muncește în mai multe direcții, dintre care principalele ar fi două.
identificarea mecanismului de colaborare cu compania Kroll și identificarea mecanismului optim și eficient și a normelor care vor reglementa conlucrarea agenției cu organele fiscale în procesul gestionării și valorificării bunurilor. Deși, în opinia mea, structura RB în modul în care este prevăzută de legislația actuală ar trebui puțin modificată, această problemă poartă un caracter mai mult tehnic și sper că împreună cu domniile voastre să găsim soluția potrivită. Dacă voi obține mandatul de încredere al înaltului for legislativ, voi veni cu propuneri de modificare și a unor expresii și sintagme din legea RB, care, deși par a fi neînsemnate, constituie niște pietre ascunse sub apă și îmi doresc mult să nu ne dedicăm de ele. Încheie acest subiect cu o constatare. Pe acest domeniu de activitate atât de important, problema cea mai mare cu care se va confrunta viitorul director al centrului este insuficiența de cadre. Vă asigur, cu 8 angajați, această agenție nu va face față cerințelor și atribuțiilor care sunt puse în fața acestei agenții. Doamnelor și domnilor, regret că mi-am manifestat în fața domniei dolor voastre dezacordul cu modul de activitate pe unele domenii de competență CNA și n-aș vrea să fiu înțeles greșit de către colegii mei și promotorii proiectului RB sau altor proiecte. Acum câțiva ani, grație Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova, am avut ocazia să fiu cursant al Academiei Internaționale a Organelor de Drept a FBI din Budapesta. Acolo am învățat multe tehnici și tactici de activitate în domeniu. Printre formatori am avut și legende ale luptii criminalitatea cunoscuți de lumea întreagă. În discuțiile cu aceștia mereu ni se recomanda. Învățați cum se face în Statele Unite, preluați dacă vă place, însă racordați practica noastră la legislația noastră națională. Altfel, riscați să ajungeți pe banca acuzațiilor pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. În calitate de exemplu, ne invocau situații identice, tratate diferit de către legislația comunitară a diferitor state, membre a Statelor Unite ale Americii. Sper că v-am convins că nu sunt contra preluării practicilor din exterior, dar cred că înainte de toate, acestea necesită a fi coroborate cu sistemul național existent la moment. Un aspect foarte important al activității cotidiene a centrului este conlucrarea cu alte autorități publice. Când vorbesc despre conlucrare, mă refer la interacțiunea dintre autorități și CNA în domeniul prevenirii și combaterii corupției. Vorbesc despre acele sesizări sau demersuri prin care centrul informează conducătorii autorităților despre acțiunile comune care urmează a fi întreprinse, despre încălcările depistate în acele autorități sau despre sarcinile care trebuie să le execute în virtutea competențelor pe care le au. Pregătindu-mă pentru acest concurs, am încercat să privesc lucrurile nu doar în calitate de angajat al CNA, dar ca și un om civil, un cetățean din afara sistemului. Atunci când omul se ciocnește de activitate defectuoasă a unor instituții, de injustiție sau impunitate pentru anumite fapte reprobabile, de cele mai deseori auzim aceleași reproșuri. Unde este CNA? Ce face CNA? Dacă ascultăm dintr-o parte, CNA ar trebui să facă munca și celor de la construcții, sănătate, educație, drumuri, vamă, etc. Mai grav, tot centrului îi se impută lipsa finalității pe dosarele penale expediate în instanța de judecată. Ne-ar trebui mii de ofițeri să-i punem supraveghetori pe lângă fiecare funcționar. Tot mai des pe seama centrului se pun decizii care țin de responsabilitatea altor autorități, a judecătorilor, procurorilor, a organelor de conducere de nivel central sau local, ale unor ministere sau agenții. Consider că fiecare autoritate trebuie să-și facă treaba în conformitate cu legislația și competențele atribuite. De aceea, în cazul în care voi accede la funcția de conducător al centrului, voi face publice acele sesizări sau informații transmise de CNA unor autorități cu titlul de informare sau cu solicitări de a lua atitudine, pentru ca toți să cunoască cine se face responsabil de anumite decizii sau situații. Voi cere răspunsuri, inclusiv public, la întrebarea ce atitudine s-a luat față de persoanele care au admis încălcări sau ce s-a întreprins în instituție după ce a fost sesizată referitor la depistarea anumitor nereguli. Am să insist ca fiecare autoritate să fie responsabilă de misiunea ce îi revine, dat fiind faptul că centrul nu este singura instituție în Moldova care trebuie să lupte cu fenomenul corupției, acest obiectiv fiind unul comun pentru întreg sistemul de stat. Fără o reacție adecvată la intervenție CNA, în sistemul afectat de corupție, activitatea noastră este zadarnică. Următorul șef al centrului va trebui să-și dea toată străduința ca împreună cu procurorii să se urmărească foarte atent desfășurarea proceselor de judecată pe dosarele intentate în baza informațiilor CNA, pentru a evalua eventualele greșeli și a vedea cum tratează justiția probele acumulate de ofițerii noștri. Așa cum procedăm și în prezent, vom anunța public despre ședințele de judecată în cazurile de rezonanță documentate de procurori și CNA, pentru a putea urmări întregul proces de la prima până la ultima instanță. Îmi doresc acest lucru, având ca scop și cultivarea culturii juridice a societății, pentru că oamenii să cunoască cine și de ce este responsabil. Centrul Național Anticorupție nu este Curtea Supremă de Justiție.
Noi nici nu avem dreptul să facem judecăți de valoare sau să aducem acuzații neprobate. Sarcina noastră este efectuarea investigațiilor, acumularea probelor și prezentarea acestor procurorilor. Dacă cetățenii vor vedea că autoritatea publică reacționează adecvat la încălcările comisiei de angajații săi, atunci vom asista încet cu încet cu creșterea imaginii puterii de stat în fața lor. Cetățenii vor crede în puterea de stat doar atunci când vor crede în cuvântul dreptate. Referitor la transparența activității centrului. O instituție de tipul CNA, la fel ca și oricare organ de drept militarizat cu statut special, a fost întotdeauna privită sceptic cu o doză de suspiciune că aceasta răspunde multe lucruri de societate. Este un adevăr parțial și nu trebuie să mă aprofundez în explicații, deoarece se cunoaște foarte bine că investigațiile operative și urmărirea penală sunt informații cu caracter limitat. Nu toate, desigur, dar o bună parte. Atunci când nu putem oferi publicului atâta informație cât ce-o dorește, alegem calea unei relații cooperante cu presa sau societatea civilă, reacționăm la solicitările lor și încercăm să construim un parteneriat bazat pe încredere și bună credință. Relația cu publicul a fost tratată întotdeauna cu maximă responsabilitate de către conducerea centrului, am fost deschiși și receptivi ori de câte ori am fost solicitați. Îmi doresc să continui această abordare și în cazul în care voi avea onoare să conduc această instituție. Am să închei partea în care v-am expus viziunea mea asupra funcționării centrului și să reiterez obiectivele care, în viziunea mea, ar trebui să le realizeze următorul director al centrului. Elaborarea cadrului normativ interdepartamental care să stabilească clar procedurile de colaborare și colucrare cu Procuratura Anticorupție. Revizuirea cadrului normativ intern și racordarea lui la legislația actuală, luând în calcul reformele ce se impun. Optimizarea organizării centrului prin reformatarea activității lui cu redistribuirea forțelor antrenate în procesul de prevenire și combatere a corupției și întărirea segmentului de combatere. Intervenția centrului în sisteme vulnerabile a corupției care afectează direct cetățeanul de rând și care generează marea corupție. Întreprinderea tuturor măsurilor necesare în vederea asigurării funcționării eficiente ale Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale. Abordarea de o nouă manieră a subiectului ce ține de responsabilizarea autorilor pe principiul fiecare să-și facă munca și să răspundă strict în limitele competențelor și atribuțiilor. Fortificarea capacităților efectivului și crearea unui climat psihologic adecvat pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu. Stimați membri ai Comisiei, vă mulțumesc pentru atenția acordată și mă bucur că astăzi am avut ocazia să fiu vocea mai multor colegi de mei de pe CNA și să transmit publicului viziunea mea asupra formatului și locului Centrului Național Anticorupție ca autoritate abilitată să prevină și să combate corupția. Și noi vă mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră și acum urmează runda întrebări-răspunsuri. Văd că vrea să vă pun o întrebare, domnul Sârbă. Mulțumesc, stimate domnule candidat. Într-adevăr, corupția este un balaur cu multe capete și urmează să avem un făt frumos cu un paluș să combată efectiv acest fenomen. Cel puțin în ultima perioadă observăm CNA-ul are anumite rezultate cât de cât pozitive, încă avem foarte mult de muncit. Totodată, percepția publică, cel puțin din sondaje, toți oamenii cred că capul cel mai important al balaurului este Parlamentul, da? Toți cred că Parlamentul este organul cel mai corupt. Ce-i drept? Tot în același sondaj, când întreb cetățeanul personal cui dai mită, evident, pe primul loc apar pedagogii, medici și alții. Nu știu, n-am văzut niciun deputat în sondaj. Da, dar întrebarea mea este despre acele învinuiri foarte dese pe care le auzim noi și din partea opoziției și din partea multor reprezentanți, privind justiția selectivă. Și aici chiar aș vrea să ne ajutați din experiența dumneavoastră bogată, nu știu dacă aveți o statistică măcar preliminară, deoarece eu personal, nu știu, avem noi justiție selectivă în țară, nu avem justiție selectivă și dacă ați putea să ne spuneți mai multe cazuri, niște exemple, totuși ca noi să vedem organele de combatere a corupției pot fi învinuite de justiție selectivă sau totuși sunt urmăriri penale indiferent de funcție, de statut, de apartenență politică, astfel ca să arătăm într-adevăr că CNA-ul și toate organele de drept își fac meserie indiferent de anumite statute și viziuni politice. Este prima întrebare, vă rog. Dacă... Vă mulțumesc pentru întrebare. De fapt, ne-am deprins deja să fim acuzați de justiție selectivă și pe criterii politice.
am să împart răspunsul la această întrebare în două părți. Justiția selectivă și justiția prin criterii politice. În situația în care un ofițer de urmărire penală și respectivul procuror are 30 de dosare în exercitare, în efectuarea urmăririi penale sau în conducere, vorbim de procuror, este imposibil să lucrezi pe 30 de dosare concomitent, în special dacă pe unele din aceste dosare sunt persoane arestate sau reținute. De aceea selectez anumite dosare care sunt primordiale și lucrez pe ele cu regret în detrimentul altor dosare, fapt despre care am vorbit în cadrul discursului meu. Cât privește apartenența politică, Centrul Național Anticorupție nu duce o evidență statistică asupra culorii politice a persoanei supuse investigațiilor. Dar după ce am fost învinuiți de mai multe ori despre, în fenomenul respectiv, am făcut pe intern o evaluare a reprezentativității bănuiților și învinuiților pe cauzele penale instrumentate de CNA, până la trecerea acestor dosare în competența Procuraturii Anticorupție. Vorbesc despre vara anul trecut, când deja au fost expediate Procuraturii Anticorupție dosare de mare corupție. Am constatat așa un tablou. Reprezentativitatea exponenților diferitor partide a fost direct proporțională cu reprezentativitatea în Parlament și accesul la mijloacele financiare publice, bugetare, în guvern. Diferența, marja de eroare este foarte mică. Deci reprezentativitatea a fost direct proporțional cu reprezentativitatea în Parlament, accesul la bani public și numărul de fotoli în Parlamentul Republicii Moldova. De aceea, personal calific aceste declarații ca fiind doar o scuză. Și vă explic de ce. În situația în care un primar își depășește atribuțiile de serviciu. Spre exemplu, emite anumite acte sau încheie anumite contracte fără a avea avizul Consiliului Local. Ce rol joacă aici? Din ce partid este acest primar? Deci noi nu avem, centrul nu are dosare politice. Centrul are dosare în privința persoanelor expuse politic. Atât. De fapt, și cercul de persoane care, funcțiile care, persoanelor care comite infracțiuni și sunt date la moment în competența CNA și a Procuraturii Anticorupție, deja presupune expunerea politică a deținătorilor acestor funcții, fiindcă în marea lor majoritate ei sunt membri de partid. Mulțumim și înțeleg că este a doua întrebare, Da, a doua întrebare, da. Să înțeleg că în cazul în care deveniți director, puneți la închisoare pe toți, indiferent de culoare politică. Am înțeles, da. Hai cu prognozele. A doua întrebare. Domnule candidat, toată societatea așteaptă cu nerăbdare să vedem rezultate palpabile și să întoarcem acele mijloace financiare din miliardul care a fost fraudat din sistemul financiar bancar. Cunoaștem, sunt multe dosare penale, deja multe transmisii în judecată, sunt chiar și unele condamnări, avem bunuri sechestrate și multe altele. Totodată, evident, este un subiect foarte sensibil, se așteaptă recuperarea acestor mijloace financiare și în contextul creierii agenții de recuperare bunurilor infracționale, evident că scopul a fost să fie o sistematizare ca un ajutor pentru anume în vederea recuperării bunurilor infracționale în raport și în colaborare cu instituțiile internaționale. Și ați spus că, iată că agenția a început să funcționeze, urmează să fie conectată la sistemele informaționale internaționale. Totodată am vrut să ne spuneți mai în detaliu dacă cum vedeți deci activitatea acestei agenții, astfel ca ea, într-adevăr, să fie una eficientă, să aibă capacități și resurse suficiente, care, într-adevăr, ar putea să înglobeze această activitate și ca ulterior întregul CNA-ul să poată să asigure această recuperare a bunurilor infracționale, deoarece, într-adevăr, toată atenția va fi asupra acestei agenții și acestor recuperări. Și dacă ați făcut o analiză, dacă mai este necesar ceva de a mai perfecționa sau de a consolida capacitățile agenției pe viitor sau, în general, CNA-ul, ca să vedem rezultate anume din recuperare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebare.
După cum am menționat în cadrul discursului meu, activitatea agenției este abia la început de cale. Cu siguranță, volumul atribuțiilor care le sunt stabilite prin lege și numărul de efectiv al acestei agenții este net insuficient. 8 oameni nu o să asigure să facă față volumului de atribuții pe care le are această agenție. O altă parte a problemei, vorbim strict tehnic, o altă parte a problemei ar fi interferența în cadrul unei și aceeași structuri sau agenții a zonei de investigare, depistare, înghețare, sechestrare a bunurilor. Altă zonă este zona de recuperare sau gestionare a acestor bunuri. Sunt activități improprii. O parte ține de activitatea, să spunem așa, gospodărească. Vă imaginați dacă se aplică sechestru, spre exemplu, pe o afacere hotelieră sau pe o fabrică de, să zicem, produse alterabile, ușor alterabile. Deci asta este o activitate ce ține mai mult de gestionarea unui business. Alta activitate ține mai mult de domeniul procesual penal, ceea ce înseamnă investigații, revederea identificării, înghețării și sechestrării bunurilor. Acolo angajații acestei agenții o să fie indispensabil legați de așa instituții procesual penale, cum ar fi demersuri expediate în străinătate, ulterior realizate prin comisii rogatorii pentru aplicarea sechestrului, ulterior negocierea anumitor contracte cu persoane care să gestioneze bunurile dacă ele sunt peste hotare și așa mai departe. Adică, la nivel tehnic, problemele o să apară foarte și foarte multe. De aceea, una din prioritățile viitorului director, pe care o consider eu, este reevaluarea și reformatarea prin redistribuirea forțelor antrenate în procesul de activitate a Centrului Național Anticorupție. Cred că v-ați saturat deja de o asemenea abordare, dar nu am cum să nu o spun. O soluție ar fi suplinirea numărului de angajați. Deci Centrul Național Anticorupție, de la 1000 și ceva de angajați din 2002, la reforma din 2012 eram 500 și, acum suntem 350. Dar atribuții revenite în domeniul centrului deja s-au lărgit. Sper că v-am răspuns. Vă mulțumim. Stimați colegi, întrebări, dacă mai sunt, vă rog, domnul Agache. Domnul candidat, a apărut mai multe informații, precum că doar colaboratorii CNA trăiesc din donații. Sau doar acești colaboratori sunt cu multe rude bogate, sau toți ceilalți care completează declarațiile pe venit nu știu că trebuie să treacă donațiile în aceste declarații. Și aș vrea să-mi spuneți cum credeți dumneavoastră aceste donații sunt trecute în declarații pentru legalizarea veniturilor sau ar trebui să avem o campanie mai vastă, mai largă pentru toți cetățenii ca să includă aceste donații, pentru că noi suntem o țară în care nu putem să nu avem nunți cu mătrii în zile de naștere. Sau poate ar trebui statul să aducă niște taxe pentru aceste donații. Mulțumesc. Dacă nu vă supărați, pentru concretizare, la care donații vă referiți? Donații cu ocazia... Nunți, cu mătrii, zile de naștere. Ele sunt trecute în declarațiile pe venit a colaboratorilor CNA. Sunt trecute nu doar în declarațiile pe venit a colaboratorilor CNA. Dacă o să fie interesant subiectul, cei care sunt interesați în aceasta pot să publice și alte declarații, nu doar la Centrul Național Anticorupție. În calitate de om al legii, nu vă pot răspunde altfel decât faptul că eu încurajez declararea acestor venituri. Nu putem să nu luăm în calcul realitățile la zi, țara și specificul național unde noi trăim, mai mult ca atât, ca să nu par că v-am răspuns evaziv la întrebarea dumneavoastră, recunosc că am fost vizat și eu în una de aceste investigații. Greșeala cea mai mare a mea a fost că am scris cadou cu ocazia zilei de naștere a fiicei, dar nu am scris cu ocazia botezului. De fapt, cum mă trebuie mi-am luat. Ca să nu îmi fie reproșat că cineva mi-i și cineva nu mi-i. Avem toate șansele să rămânem fără cu mătrii.
Vă rog, domnul Zagorodne, cu așa vorbă. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Estimate domnule candidat, ați avut o prezentare foarte amplă, chiar ați atins și unele domenii în care ați avut niște acțiuni mai concrete. Dar vreau să vă întreb tot la acel capitol ce ține de unele instituții ale statului, unde se persistă mai mult, spunem așa, avalanșă, când omul merge pentru a-și căpăta, bine, o consultație la medic sau un drept în instituțiile de învățământ la o notă mai bună. Și se percepe acolo foarte multe cazuri de corupție. Eu spun acest lucru deoarece noi, în calitate de deputați, mergem în teritoriu, oamenii se plâng în mare parte, mai ales când merg la medic, poliția de asigurare merg la instituțiile de educație, așa cum ați spus și dumneavoastră. Și știți, când îi chemăm la o conlucrare efectivă, spunându-le că, uitați, dumneavoastră sunteți nemijlociți persoanele care trebuie să participați la combaterea corupției, printr-un apel la CNA, la Linia Verde, la Ferbinte, cer scuză, la Ministerul Sănătății sau la alte structuri, procuratură, comisaria de poliție, oamenii spun, au o temere, o frică, pentru că zice, bine, eu astăzi mă adresez, nu se iau măsuri și tot la medic ajung și mă tem că m-a injectat sau mi-a dat niște pastile. Știți cum oamenii la țară sunt diferiți. Vreau să vă întreb, în cazul în care veți accede în funcția de director a CNA, cum vedeți pe viitor o asemenea apel față de societate ca să fie mai activă în combaterea acestui flagel? Pentru că vă zic, sunt cazuri care pentru omul simplu 50 de lei costă foarte mult când vine la medic și îi spune pune polița pe poliță, dar tu trebuie să plătești astea. Vă rog, dacă aveți așa unele viziuni ce ține de încurajarea societății de a împreună să combatem acest lucru, pentru că noi o facem, dar bine, când iese o instituție, e cu mult mai mult omul să aibă încredere în ea. Vă rog, dacă aveți careva viziuni la acest capitol. Nu pot avea un răspuns foarte scurt la întrebarea noastră. Există partea tehnică și partea tactică, să spunem așa, de lucru în asemenea situații. Dacă am să acced la această funcție, în acest domeniu cum ce voi face, voi solicita Parlamentului suport în niște modificări a legislației. Fiindcă în situația în care se cere mita de 50 de lei, pentru cineva 50 de lei, asta sunt foarte mulți bani, noi nu putem desfășura anumite măsuri speciale de investigație. O chestiune a noastră, tehnică, pe interior, pe care nu interesează, această chestiune nu interesează pe cetățeanul care vine să depună plângere. El așteaptă de la noi intervenție și așteaptă să se facă dreptate, să vadă persoana care a comis această infracțiune să fie pedepsită. Misiunea noastră a centrului, dar și deci, cu suportul Parlamentului, este să creăm cadrul legislativ care să descurajeze aceste acțiuni. Doi, să facă așa ca să lucreze principiul inevitabilității răspunderii penale. Trei, să întreprindem, să cerem de la Ministerul Sănătății ca persoanele care au comis aceste abateri să nu se mai regăsească în sistemul medical și, poate cel mai important, o conlucrare cu societatea civilă care să pornească nu de pe principiile de concurență cu CNA. Concurență, vorbesc despre diferență de opinie sau, mă rog, dar o conlucrare pe principiul de bună credință. Mesajul care ar trebui transmis publicului este nu dați bani. Că dacă într-o zi, nu mă refer la instituțiile medicale, mă refer, de exemplu, la școală, dacă într-o zi toți părinții vor spune că de mâine nu mai dăm bani, situația o să fie altfel. Eu sunt sigur că o să fie situația altfel. Bine, mulțumesc. Atunci așteptăm propunerile de la instituție. Eu am să încerc să prezint aceste propuneri, indiferent de faptul dacă voi accede la acest concurs. Vreau să zic că îmi doresc ca viitorul director al centrului să ia cunoștință foarte bine cu viziunile tuturor contracandidaților mei și să preia tot ceea ce este mai bun din fiecare în parte. Cu siguranță, toți cei care au fost înaintea mea prezenți în fața domnilor voastre, își doresc doar binele pentru instituție și pentru societate. Vă mulțumim. Domnul Vremea, am impresia că are o întrebare, vă rog. Dat fiind că funcția la care candidați dumneavoastră este una de managerială, să spunem, da? Directorul conduce, de fapt, centrul.
național, respectiv îi revine și funcția, așa să spunem, de principală în ceea ce privește elaborarea politicilor în domeniul respectiv. Spuneți, rog, iată la nivel de strategie, dumneavoastră aveți careva viziuni, unde ați porni în primul rând? Dacă... De care domeniu? Da, la nivel de strategie, ceva de modificat, dacă, în cazul în care accedeți în această funcție. Cred că nu ar fi corect din partea mea să spun în care domeniu o să intervenim, fiindcă reprezentanții acestui domeniu o să-și pregătească temele pe acasă. Și intervenția noastră nu se va solda cu succes. Dacă vă referiți la strategii anticorupție, la ce țin de domeniul politicilor anticorupție, eu consider că fosta doamnă vicedirector al Centrului Național Anticorupție a făcut un lucru foarte bun și foarte consistent, aranjând pe poliție tot ceea ce înseamnă acțiunile care sunt necesare a fi întreprinse pe domeniul prevenirii și combaterii corupției, care s-au exteriorizat în Strategia Națională Anticorupție pe cei 8 piloni sau 7 piloni a ei, pe fiecare domeniu principal important al activității statului. De aceea, echipa de profesioniști a centrului care este, consider că își vor realiza obiectivele fixate în această strategie, dar revenind la întrebarea noastră, dacă v-ați referit la domeniile unde noi o să intervenim, chiar nu cred că ar fi eloquent să vă spun asta, fiindcă își vor face temele pe acasă și nu o să avem succes în intervențiile noastre. Domnul Vreme, dacă mai aveți întrebări? Întrebări ar mai fi, dar la nivelul combaterii, sau mai bine zis, pe dimensiunile combaterii marii corupții și micii corupții. Ați spus că diferit au fost tratate în diferite perioade, așa? Da. Iată, acum, dumneavoastră credeți undeva o intensificare sau nu, a unei sau alte din aceste dimensiuni? Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Răspunsul la întrebare ar fi o abordare sistemică a tot ce se întâmplă acum la moment. Nu vreau să pasez responsabilitatea centrului în ceea ce privește combaterea corupției, oricare nivel nu ar fi. Noi suntem obligați să culegem și să punem pe masa procurorilor informații despre oricare acte de corupție, cât de însemnate sau neînsemnate ar fi ele. Eu nu sunt adeptul noțiunii de mică și mare corupție. Pentru mine există corupția cotidiană și corupția care se produce la nivelul funcțiilor manageriale superioare ale organelor centrale sau locale a administrației publice. Cu siguranță centrul își va intensifica, în viziunea mea, ar trebui să-și intensifice activitățile în depistarea schemelor de mare corupție, cum îi spunem noi, în ceea ce privește achiziții și nu doar domeniul achizițiilor, fiindcă acolo, de fapt, unde este banul public, acolo se fac cele mai mari acte de corupție. Unde este problema în mijloacele bugetare sau fondurile externe care sunt repartizate acolo. Dar fără a lăsa în nelucrare sau fără a nu atrage atenția la ceea ce numim noi corupție cotidiană. Înțeles. Încă întrebări dacă sunt, stimați colegi? Nu sunt întrebări. Atunci nu-mi rămân decât să vă mulțumesc pentru prezență, pentru prezentare și o zi bună în continuare.